Bună, dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit la un nou make-up tutorial. Astăzi vom testa împreună paleta lui Morphe și anume 35M Boss Mood. Dar înainte de asta, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, să dați un like și un share acestui videoclip pentru a mă susține. Vă invit să mă urmăriți. Dragii mei, haideți să nu mai pierdem timpul și să trecem la treabă. Vreau să fiu sinceră cu voi. Cel mai mult, în momentul în care am primit această paletă, mi-au atras atenția nuanțele acestea de verde și cu ele vreau să ne jucăm. Voi începe cu cea mai închisă nuanță de aici, pe care o voi aplica în colțul extern al pleoapei superioare. Este un verde foarte, foarte închis și mă gândesc să îl aplic, așa cum v-am spus, în colțul extern al pleoapei superioare. Uitați-vă cât de pigmentat este. Nu am să aplic o cantitate foarte mare de produs pentru că nu vreau să stricăm ceva. Știți foarte bine că ideal este să ne jucăm cu o cantitate mai mică de produs și ulterior să mărim cantitatea. Următoarea nuanță cu care ne vom juca este un ton mai deschis decât prima nuanță aplicată și vreau să mă ridic ușor spre arcadă. Deci ridicăm machiajul către arcadă și blenduim foarte bine. Nu insist foarte mult cu această nuanță și imediat voi trece la următoarea nuanță de aici. Și am folosit aceeași pensulă. Deci ați văzut că nu am schimbat pensula, am folosit aceeași pensulă. Asta pentru că nu am aplicat o cantitate mare de produs. Nu trebuie neapărat să folosiți foarte multe pensule, un număr foarte mare de pensule. Trebuie doar să aveți grijă la cantități. Următoarea nuanță pe care o voi aplica este una dintre cele mai deschise nuanțe de verde din această paletă, ușor, ușor neon. Am luat o pensulă de blending mare și acum mă duc mult înspre arcadă și blenduiesc foarte bine. Iar acum mă voi duce cu machiajul ușor înspre un cat eyes. Deși l-am rotunjit inițial, acum îmi doresc un cat eyes. Și asta voi face. Voi trage de nuanțe. Și ne concentrăm pe blending. Asta vom face în acest moment. Ne vom concentra pe blending. Linia aceasta pe care o vedeți aici, trebuie să o estompăm foarte, foarte bine, astfel încât să fie foarte bine blenduit machiajul. Pentru asta avem nevoie de foarte multă răbdare și de mult blending. După cum bine puteți vedea, machiajul nostru începe să prindă contur. Dragii mei, sunt tare curioasă dacă vă place cum a ieșit machiajul meu până în acest moment. Eu sunt extraordinar de încântată de calitatea fardurilor și de felul în care s-au blenduit. Deci pur și simplu ador. Ador să lucrez cu genul acesta de palete. Calitativ extraordinar de bune. Mă gândesc că să aplic această nuanță în colțul interior al pleoapei superioare. Asta pentru că are foarte mult glitter. O voi aplica cu o pensulă de genul acesta plată și să vedem ce iese. Nu pot să zic că îmi place foarte mult, dar mă gândesc să folosesc trucul meu secret. Să aplic cu degetul. Ce spuneți? Insist foarte mult. Ia uitați cât de puternic este acest fard. Foarte tare, deci chiar îmi place la nebunie. Nu pot zice decât atât. Morphe, te-ai întrecut pe tine. Deci pur și simplu ador, ador toate nuanțele din această paletă, în special nuanțele pe care le-am folosit pentru realizarea acestui machiaj. Și mă gândesc să facem noi o trecere frumoasă de la Center of Attention și să aplicăm această nuanță de aici, Power Slayer. Eu mă uit aici în jos pentru că mi-am lipit folia pe care sunt trecute numele fiecărei nuanțe în parte.
Acest lucru, sincer, nu-mi place, dar acesta este cumva stilul lui Morphe, cel puțin în cazul acestor palete, al cărui preț este unul foarte, foarte mic. Preferă să nu scrie în josul fiecărui fard în parte numele acestuia și să scrie pe o folie pe care, de altfel, marea majoritate a oamenilor o aruncă, însă eu m-am decis să o păstrez. Voi aplica această nuanță în prelungirea nuanței deschise pe care am aplicat-o în colțul intern al pleoapei superioare, Center of Attention, astfel încât să facem frumos trecerea și gata! Iar acum ne vom concentra atenția pe pleoapa inferioară și mă gândesc mai întâi să aplic ca bază acest creion de buze de la Zoeva pe care poți să-l aplici cu succes și pe pleoapa inferioară și pe linia apei inclusiv, deoarece este un creion foarte, foarte moale. Creioanele de la Zoeva sunt extraordinar de flexibile, astfel încât le poți folosi și pentru linia apei, și pentru buze. Sunt niște creioane universale, dacă mă întrebați pe mine. După cum bine puteți vedea, am ales o nuanță de roșu. Așa că, după ce voi termina de aplicat această nuanță, v-am zis că mă duc cu ea și pe linia apei. Ok. O voi seta cu un fard din paleta lui Morphe. Știu că nu arată foarte bine în acest moment. Acest creion l-am folosit doar ca bază. Voi folosi această nuanță de aici. F-O-T-D. Chiar nu știu cum să o pronunț. Nu știu cum să pronunț denumirea acestei culori. Și încep să blenduiesc colțul extern al pleoapei inferioare. Și în felul acesta setez și creionul pe care l-am aplicat. M-aș duce ușor și în prelungirea pleoapei superioare, în genul acesta. Ce spuneți? Iar acum, cu ajutorul unei pensule de blending mică, voi lua această nuanță. Cred că este cea mai deschisă nuanță de roșu din această paletă. Și voi coborâ ușor cu această nuanță pe pleoapa inferioară. Și cam atât. Cam atât. Acum mă gândesc să aplic și o nuanță de roșu perlat în colțul intern al pleoapei inferioare, astfel încât să duc totul în aceeași manieră cum am făcut pe pleoapa superioară, doar că folosind alte nuanțe, și voi folosi roșul acesta superb de aici, perlat. Voi aplica, așa cum v-am spus, în colțul intern al pleoapei inferioare. Ia uitați! Ia uitați cât de bine arată! Eram sigură că efectul acesta este de milioane. De altfel, asta mi-am și dorit. Mi-am dorit să obțin acest efect superb. Dragii mei, se pare că am ajuns la finalul acestui make-up tutorial și vreau să vă întreb pe voi. Ce lipsește? Ce lipsește din acest machiaj? Ați ghicit, dragii mei, iluminatorul. Nu ne-am iluminat nici colțul intern al ochiului și nici arcada și mă gândesc să folosesc această nuanță de aici. Este cea mai deschisă nuanță și mă gândesc că ar putea fi folosită și pe post de iluminator. Haideți să-i facem un swatch înainte, să nu cumva să facem vreo prostie, pentru că mi s-a mai întâmplat. Îi voi face swatch aici. Ia să vedem. Eu zic că este ce trebuie. Chiar este ce trebuie. Este un glitter foarte, foarte frumos pe care îl voi aplica în colțul intern și în arcadă. Superbisim! Superbisim! Fără aceste mici detalii, machiajul ochilor nu este complet. Și în arcadă.
Și gata, dragii mei, machiajul ochilor este gata. Nu trebuie decât să îmi aplic genele, să îmi aplic un ruj pe buze, un pic de mascara și voi reveni cu concluziile finale despre paletă, ce îmi place, ce nu-mi place la ea, voi vorbi și despre ambalaj, voi vorbi și despre nuanțe, câte puțin din fiecare. Dragii mei, vă invit să mă urmăriți în continuare. Dragii mei, și iată că am ajuns la finalul acestui videoclip. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Sper că v-a plăcut machiajul pe care l-am realizat împreună. Vreau să-mi lăsați în comentarii dacă vă mai doriți să facem și un alt machiaj folosind nuanțele acestei minunate palete. Morphe 35M Boss Mood. Și haideți să vorbim un pic despre paletă. În primul rând, ambalajul. Îmi place și nu-mi place. De ce îmi place ambalajul? Pentru că este plastic. Plasticul se curăță foarte ușor, știți foarte bine că am mai vorbit despre acest aspect. Mie îmi plac foarte mult paletele care sunt din plastic, deoarece în momentul în care scapi ceva pe ele, imediat ai luat șervețelul de machiant sau o cotonetă cu apă micelară și ai îndepărtat mizeria de pe ea. De ce nu-mi place? Pentru că această paletă este dintr-un plastic mult prea moale. Nu știu dacă se vede pe cameră, însă vă spun sincer că acest plastic flambează și mi este teamă că dacă voi scăpa paleta pe jos, fardurile din ea se vor face praf. Nu mi se pare că sunt în siguranță în această paletă. Mi-ar fi plăcut ceva mai safe. Mi-ar fi plăcut ca această paletă să fie dintr-un plastic mai tare, mai solid, astfel încât în momentul în care trântești paleta de pământ, fardurile să rămână intacte. Cam atât despre ambalaj. Paleta am primit-o în această cutie pe care, clar, o voi arunca, va ajunge la gunoi. Nu este nimic special, însă până la urmă, pentru prețul pe care îl are această paletă, din punctul meu de vedere, se merită. Și se merită de ce? Pentru că fardurile sunt de foarte bună calitate. Și nu glumesc absolut deloc, deci eu am rămas uimită. Vă spun de la bun început că nu am avut încredere în Morphe inițial, până să testez prima paletă de la ei. În momentul în care am testat prima paletă de la Morphe, mi-am dat seama că fardurile sunt de foarte bună calitate și dacă mă întrebați pe mine, raportul calitate-preț este unul extraordinar de avantajos pentru client. Astfel că, dacă veți face calculul, paleta aceasta a costat în jur de 24 de dolari. Dacă veți face calculul la câte farduri sunt, la câte nuanțe sunt, veți vedea că un fard costă extraordinar de puțin, iar calitatea tuturor fardurilor din această paletă este extraordinar de bună. Fardurile mate sunt extraordinar de pigmentate, fardurile perlate, glitterele presate sunt de asemenea extraordinar de pigmentate și se blenduiesc de minune. Nu am avut nicio problemă cu ele, am fost plăcut surprinsă să constat că această paletă își merită fiecare bănuț în parte. Ba, din punctul meu de vedere, este evaluată la prea puțin. Cred că genul acesta de paletă ar trebui să coste mult mai mult. Dar, ținând cont de faptul că nu are oglindă, acest lucru clar îi mai scade din preț. Din punctul meu de vedere, oglinda la paletă nu este necesară. Mi-ar fi plăcut ca denumirea fiecarei nuanțe să fie scrisă sub fiecare nuanță în parte. Am păstrat eu folia aceasta cu denumiri, însă mă cam încurcă să fiu sinceră. Nu am nimic de rău de spus despre calitatea fardurilor. Îmi place la nebunie paleta. Atât are un minus ambalajul care, din punctul meu de vedere, nu este safe și nu protejează suficient de bine fardurile. Și cam atât despre această paletă. Vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube, să dați un like și un share acestui videoclip și sunt tare curioasă dacă voi v-ați achiziționat această paletă sau dacă vă doriți să vă achiziționați. Vă spun sincer că își merită fiecare bănuț în parte. Deci chiar își merită fiecare bănuț în parte. Și pe lângă asta aveți ocazia să o găsiți pe site-ul Morphe la o super reducere. Lucru care din nou este un plus pentru că o puteți achiziționa la 12 dolari în loc de 24 dolari. Am văzut eu odată o reducere din această bombă de 50%. Mie mi se pare absolut demențial! Dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru atenție și să nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine! Bye!